După lansarea cu succes a bicicletei cu hidrogen, cu ocazia nopții cercetătorilor, Universitatea Politehnică Timișoara mai bifează o premieră. De această dată este vorba de primul vehicul pe patru roți propulsat cu hidrogen din România. Ideea realizării mașinuței alimentate cu hidrogen s-a născut ca urmare a derulării unui proiect finanțat prin fondurile norvegiene, coordonat de Universitatea Politehnică Timișoara, având ca parteneri inspectoratele școlare din Timiș și Hunedoara, în valoare de 185.225 de euro. Ideea principală a fost de a fi utilizată ca proiect demonstrativ pentru studenții Facultății de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara. Iar satisfacția a fost cu atât mai mare cu cât pe lângă studenți s-au arătat deosebit de interesați și elevii de la mai multe licee din județele Timiș și Hunedoara, care își doresc să urmeze o carieră în domeniul ingineriei. Din cunoștințele mele, acesta este primul vehicul pe patru roți care s-a realizat în România și care folosește energie pe bază de hidrogen, a declarat profesor universitar dr. Inginer Corneliu Crăciunescu, coordonatorul proiectului.